reprezentăm societatea civilă în materie de drepturile omului, ceea ce a prezentat până acum avocatul Țaulean nu e din poveste, nu e luat din pop. Greșeli fac toți. Din păcate nimeni nu apucă să răspundă pentru greșelile astea, iar ca rezultat oamenii ajung după gratii. Sunt 5 persoane care au fost condamnate la 10 de ani de închisoare pentru faptul că au fost prinși într-o ogradă cuiva. Deci există numai bănuiala că ei ar fi putut fura ceva. Deja instituțiile statului au pornit împotriva lor dosare penale și sunt ținuți în arest de 3 ani de zile. Asta e ilegal. Tot respectul pentru cetățenii care se împotrivesc sistemului. Cei care vorbesc public despre dosarul lor, despre faptul că sunt persecutați cu instrumentele statului. Nu răbdați ilegalitățile. Dacă un om este călcat în picioare, ajutați-l, veniți lângă el. Dacă 100 de oameni sunt în situația voastră, purtați prejudecată, purtați la procuratură, deja e caz să se înceapă dosare penale pe judecători, pe procurori, pe anchetători, toți cei care sunt plătiți din bani publici, să-și facă meseria, să apere drepturile omului, în niciun caz nu să-i persecute. Tinerii care au fost vizitați la domiciliu, la pepin, de polițiști în stare de ebrietate. Asta se întâmpla pe 18 sau 19 decembrie anul trecut, când procurorii erau, când polițiștii erau cu toții în gașcă la o beție în sat. După asta au venit la ei o gradă și au făcut tot felul de presiuni. I-au lovit, i-au agresat. Iar ca rezultat, toți patru riscă dosar penal, riscă mâini pe mâini să ajungă după gratii, pentru că acel polițist are rude, are cunoscuți, are posibilitatea să facă dosare penale fără să respecte legea. În astfel de situații sunt mulți cetățeni. Nu stați în casă, nu acceptați, nu tolerați. Dacă nu veți vorbi voi public despre această încălcare, s-ar putea ca nimeni să nu afle despre ilegalitatea dată. Ai vrut să competezi, vină aici. De la copii, i-am adus maturi, unii băutia. Toate polițești și niște procurori, teți, niște criminali care odată nu au fost bătuți. Au făcut perchiziție, au furat ferestreul, cum se mai spune drujba, polițești. Și până la urmă mi-au dus că tot mi-au învinuit că noi suntem bănuiți. Și avem maturi, unii băutia. A fost o gașcă de președinte de raionul Sângerii, Neaunul. Și tare mulți polițești. Am adus martori, unul cinstit și tot pe dâși de cred. Unii dreptate.